Itinerar Biblic. Itinerar Biblic Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Thru the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem către finalul Evangheliei după Matei, iar ceea ce relatează el în aceste ultime capitole sunt cele mai mari evenimente legate de istoria acestui univers. Această afirmație nu este nici pe departe o exagerare. Din orice punct de vedere, este un act impresionant, unic în întreaga istorie, în întreaga existență a universului. De ce? În primul rând, pentru că niciodată nu a mai fost făcut un asemenea act. Și apoi, pentru că niciodată acest act nu va fi repetat. Bineînțeles, vorbesc despre jertfa Domnului Isus. Nimeni nu a fost în stare să facă o asemenea jertfă. Și, desigur, nu este vorba ca cineva să-și dea viața pentru altcineva, pentru că au mai fost cazuri în care oamenii și-au dat viața pentru alte persoane. Dar în niciunul din aceste cazuri, respectiva moarte nu a putut avea semnificația și valoarea jertfei Domnului Isus. De ce? Pentru că niciun om, nicio altă ființă nu putea să facă răscumpărarea decât Fiul lui Dumnezeu. Din ce motive? Pentru că era nevoie pentru această răscumpărare de o jertfă a neprihănirii, ori nimeni nu a fost fără păcat în afară de Domnul Isus. Acesta este motivul pentru care numai jertfa lui este singura care poate realiza necesara ispășire. Întrucât numai Domnul Isus putea aduce o asemenea jertfă, ea a fost făcută odată pentru totdeauna. El nu va mai repeta această jertfă. Pentru ca ea să aibă efect în viața cuiva, este suficient ca acea persoană să creadă în necesitatea ei, în valoarea ei și în eficiența ei. Acolo pe cruce, Domnul Isus a împlinit în sine tot ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră. Tot ce trebuie să facem noi acum este să credem în acest lucru. Jertfa lui a fost unică și pentru că el era Dumnezeu întrupat. În el se împăca dreptatea lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu pentru cei pe care i-a creat. Să ne întoarcem la relatarea acestor ultime clipe ale Domnului Isus. Suntem încă la capitolul 27 din Evanghelia după Matei și să începem cu versetul 38. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: Tu, care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: Strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o treste și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Aceasta este considerația pe care omenirea a avut-o față de Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, încă sunt mulți aceia care consideră că Domnul Isus a fost un impostor, deci un tâlhar care și-a meritat din plin răsplata. Niciuna din faptele, cuvintele, atitudinile, minunile Domnului nu a reușit să facă acele inimi de piatră să se înmoaie și să vadă adevărata identitatea Domnului. Interesant este că cei care ar fi trebuit să fie primii în a recunoaște în Domnul Iisus pe Mesia au fost cei care aveau ochi, dar nu vedeau, urechi, dar nu auzeau, așa cum bine spunea Domnul cu privire la ei. Ei îl batjocoreau pe Domnul, îl disprețuiau și râdeau de el. Matei nu oferă toate detaliile legate de acest episod. În schimb, din celelalte evanghelii, aflăm că unul dintre tâlhari înțelege cine este Domnul. Pentru că înțelege acest lucru, îi cere să-și aducă aminte de el în împărăția cerurilor. Acum, este foarte interesant că primul beneficiar al jertfei Domnului Iisus este tocmai acest tâlhar. Este interesant pentru că aceasta este o mărturie cu privire la jertfa Domnului. Acest fapt în sine ne comunică câteva lucruri cu privire la această jertfă. Un prim lucru este cel legat de cei pentru care a fost adusă această jertfă, beneficiarii ei. Domnul Iisus, așa cum a și afirmat-o, a venit pentru cei care au nevoie de mântuire. Aceasta nu înseamnă că sunt unii care nu au. Scriptura ne spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus se referea atunci când a spus că a venit pentru cei suferinți, că de fapt El este la dispoziția tuturor celor care sunt gata să admită că au nevoie de vindecare, că au nevoie de această mântuire. Dacă este să analizăm cuvintele pe care tâlharul le adresează Domnul Iisus, avem acolo o mostră a ceea ce înseamnă pocăința. Ascultați numai cuvintele pe care le redă Luca în Evanghelia pe care o scrie. Dar celălalt a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Deci, în ceea ce privește modul în care se face pocăința, el nu este deloc complicat. Pocăința implică mai întâi recunoașterea stării tale de revoltat împotriva lui Dumnezeu, de păcătos. Păcatul este întotdeauna revoltă împotriva Domnului. Păcatul este acela care ne separă de Dumnezeu. De aceea este nevoie să recunoaștem acest lucru. Priviți ce spune tâlharul. Pentru noi este drept, este răsplata cuvenită pentru fără de legi. Pentru noi era drept să fim pe cruce. Era răsplata pentru fără de legile noastre, pentru revolta noastră împotriva lui Dumnezeu, pentru neascultarea noastră. Apoi, următorul pas în procesul acesta al pocăinței este recunoașterea ceea ce este Domnul Iisus, a neprihănirii Lui. Observați acolo, el spune despre Domnul Iisus că nu a făcut niciun rău. Aceasta implică cunoașterea Domnului, credința în El. De asemenea, reprezintă cunoașterea rolului jertfei, recunoașterea posibilității acestei jertfe să ne spele de păcate, să ne curățească. Ați văzut modul în care răspunde tâlharul. El recunoaște că era acolo pentru faptele pe care le-a făcut. El merita pedeapsa și, dragii mei, aceasta este pedeapsa pe care am meritat-o noi toți. Este răsplata pentru păcatele noastre, cum spuneam. Dar tâlharul merge mai departe și înțelege că Domnul Iisus este curat, este fără pată. În mod nemeritat, el era pus pe cruce și era pus acolo pentru păcatele noastre. De asemenea, tâlharul recunoaște că Domnul este într-adevăr împăratul. El este Domnul împărăției cerurilor. Deci, următorul pas este acela de a-i cere lui Dumnezeu să te ierte, să te amintească în împărăția lui. Teoretic, nu este un lucru greu, nu-i așa? Este însă greu de făcut pentru că inamicul Satan îi împiedică pe oameni să ia această poziție. El vrea mereu să înșele oamenii în ceea ce privește mântuirea pentru că vrea să-i țină de partea lui. El le spune mereu: tu nu ai nevoie de Iisus. De ce să-ți ceri tu iertare? Ce ai făcut tu pentru a cere iertare? Oare mai este nevoie să facem ceva? Nu cred. Natura noastră este suficientă. Sunt atâtea păcate care sălășuiesc în noi fără ca măcar noi să fim conștienți de ele. Apoi, dragii mei, este important să înțelegem care a fost rolul jertfei Domnului Iisus. El nu era acolo pentru păcatele Lui. El era acolo pentru ale noastre. El era acolo pentru o jertfă de ispășire adusă în numele nostru, al oamenilor. Deci, dragi prieteni, ceea ce s-a petrecut pe cruce este un lucru extraordinar. Este unic, fără precedent și fără posibilitatea ca el să fie repetat. Este, de aceea, nevoie din partea noastră să tratăm cu mult mai multă atenție și considerație jertfa Domnului Iisus Hristos. Fariseii strigau Domnului să se mântuiască singur. El nu avea cum să o facă. El venise să aducă mântuirea pentru noi, iar aceasta depindea de rămânerea lui pe cruce. A fost singura noastră șansă. Matei concluzionează moartea Domnului Iisus prin următoarele cuvinte. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Cred că aceasta cuprinde foarte bine ceea ce spuneam. Domnul Iisus și-a încredințat Duhul de bunăvoie. L-a oferit. Aceasta pentru că ne-a iubit. Oare nu merită El un răspuns pe măsură? Oare nu merită El ca și noi să ne încredințăm viața noastră Lui de bunăvoie? Cred că din plin. Dar să ne întoarcem acum la unele evenimente pe care Matei le relatează, evenimente ce au legătură cu moartea Domnului. Un prim lucru este cel legat de perdeaua din interiorul templului. Versetul 51 ne spune: și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Despre ce perdea este vorba? Este vorba despre perdeaua care separa locul preasfânt de restul templului. Ea separa locul prezenței lui Dumnezeu de restul templului. Nimeni nu avea voie să intre acolo cu excepția marelui preot. Și nici el nu putea să intre când voia și cum voia. I se permitea să intre în acel loc numai o singură dată pe an, după ce aducea o jertfă de ispășire pentru sine. Este foarte important să ținem cont de acest lucru pentru că el explică și mai bine ceea ce s-a întâmplat. Un anumit aspect trebuie observat aici. Perdeaua nu s-a rupt de la bază în sus, ci invers, de sus în jos. Este important acest element pentru că este vorba despre inițiativa lui Dumnezeu. El considera de acum că jertfa de ispășire a fost adusă odată pentru totdeauna și de acum accesul în prezența lui Dumnezeu era permis prin intermediul acestei jertfe. Ori de câte ori Dumnezeu privește la noi, cei care credem în Domnul Iisus și în jertfa Lui, El o face prin intermediul acesteia. Este foarte important acest aspect. El trebuie mereu să ne aducă aminte că apropierea de Dumnezeu este un har, un dar pe care noi nu îl meritam. Un alt lucru petrecut la moartea Domnului este învierea unor persoane. Acest eveniment este relatat doar de Matei. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Aș fi dorit ca Matei sau ceilalți evangheliști să fi spus mai mult despre acest eveniment. Însă avem noi aceste două versete. Eu cred că lucrurile s-au întâmplat așa cum le prezintă Matei. Acești sfinți au fost înviați de Domnul și apoi luați la ceruri în prezența Domnului Iisus. De notat este că Matei insistă asupra faptului că aceștia au fost văzuți în cetate, de mulți. Deci nu se poate ca Matei să fi scris acest lucru în mod gratuit. Cei care citeau puteau verifica cuvintele lui. Dar să mergem mai departe. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Marcu oferă și el date cu privire la această întâmplare. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Se pare că este vorba despre centurionul care a condus execuția. El se afla acum sub crucea Domnului Iisus și nota toate evenimentele legate de el și de această întâmplare. Văzând ceea ce se petrece, precum și modul în care își dă Domnul Duhul, centurionul ajunge la concluzia că nu avea în față un om oarecare, ci chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Tot acolo la cruce erau și mai multe femei care îl plângeau pe Domnul. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era și Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedei. Dar iată că vine momentul coborârii lui de pe cruce și al îngropării. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Maria erau acolo și ședeau în fața mormântului. Este interesant ce se întâmplă acum după moartea Domnului Iisus cu cei ce l-au urmat pe el într-un fel sau altul. Ceea ce i-a speriat pe ucenici se pare că i-a atras pe ceilalți. Nu ni se spune prea multe lucruri cu privire la Iosif din Arimatea înainte de acest eveniment. Dar, din câte se vede, nu este numai un om bogat, ci și unul curajos. El nu se teme să meargă la Pilat pentru a obține aprobările necesare îngropării Domnului. Un altul care apare în acest moment și se prezintă deschis ca fiind un ucenic al Domnului este Nicodim. Cel puțin aceasta este ceea ce reiese din relatarea pe care o face Ioan cu privire la acest eveniment. El spune că Iosif și Nicodim au fost cei care au pregătit înmormântarea Domnului. Țineți minte că Nicodim era cel care a venit pe timp de noapte la Domnul Iisus pentru a-i pune întrebări legate de împărăția cerurilor. Atunci a venit noaptea pentru că se temea, el fiind atunci un fruntaș al iudeilor. În acele vremuri, Domnul Iisus îi vorbește despre nașterea din nou, despre acea experiență transformatoare care are loc prin intervenția Duhului Sfânt. Iată că această experiență a avut loc în viața lui Nicodim. Acum se afla aproape de cel căruia datora această schimbare. De asemenea, acolo se mai aflau și Maria, sora lui Lazar, precum și Maria Magdalena. Ea era cea pe care Domnul Iisus a eliberat-o de 7 demoni. Acum era acolo unde era cel care adusese vindecarea nesperată de ea. Dragi prieteni, este interesant acest mod în care oamenii vin acum în jurul Domnului Iisus. Moartea lui înseamnă pentru ei momentul mărturisirii credinței în el. Pentru fiecare dintre ei, Domnul a avut ceva, a adus o schimbare în viața lor. Nu ni se spune nimic despre influența pe care a avut-o în viața lui Iosif din Arimatea, dar cu siguranță a fost ceva. În același mod, cred, Domnul are ceva pentru fiecare dintre noi. Fie că este vorba despre probleme spirituale, fie că este vorba despre un alt gen de probleme, Domnul nu respinge pe nimeni și întotdeauna are ceva de oferit. Mergând mai departe, ajungem acum la reacția preoților și cărturarilor față de jertfa Domnului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: După 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. În primul rând, acesta este un semn de mare slăbiciune din partea fariseilor și cărturarilor. Este evident că de mult se temeau de Domnul Iisus. Chiar mort fiind, îl considerau o amenințare. Nu puteau scăpa de cuvintele lui. Se temeau că s-ar putea să fie adevărat ceea ce anunțase Domnul înainte să moară. Pe de altă parte, chiar fără să înțeleagă, atitudinea și acțiunile lor sunt o dovadă a învierii Domnului. Dacă ei nu ar fi întreprins nimic și în cele din urmă mormântul era găsit gol, atunci afirmația lor că ucenicii furaseră trupul ar fi fost plauzibilă. Dar prin faptul că ei au luat toate măsurile pentru că un astfel de lucru să nu se întâmple, mormântul gol este o dovadă că Domnul a ieșit din mormânt ca urmare a manifestării puterii divine. Dragii mei, învierea Domnului este un act confirmat chiar de acțiunile celor ce s-au împotrivit cel mai mult Domnului. Ea este confirmată și astăzi de viețile unor oameni care s-au împotrivit Domnului Iisus, dar care, atunci când au cedat, au ajuns să experimenteze o viață cu totul schimbată. Puterea învierii Domnului Iisus este o putere care acționează și astăzi în viața celor ce își pun credința în El. Pentru noi, învierea este o mare taină. Mijloacele noastre nu ne permit să explicăm ce se întâmplă cu exactitate, dar pentru Dumnezeu este manifestarea naturii Lui, atotputernicia Lui, calitatea Lui de Domn absolut al acestui univers. Așa cum Domnul Iisus se explica lui Nicodim secretul nașterii din nou, de fapt îi explica că noi nu putem înțelege ce se întâmplă, ci vedem doar efectele, La fel este cu puterea învierii. Noi vedem efectele ei. Efectele acestei noi vieți sunt vizibile la Nicodim, la Iosif din Arimatea, la ceilalți care stăteau în jurul Domnului. Dar este vizibilă și în viețile celor care, așa cum spuneam, își pun credință în Domnul nostru Iisus Hristos și experimentează această putere a învierii. Ea este aceea care aduce neprihănirea în viața noastră. Și nu este vorba despre neprihănirea pe care o dau faptele, ci este neprihănirea care vine ca dar de la Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Sunt cuvintele din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Domnul Iisus nu avea păcat, dar el a purtat păcatul nostru. Păcatul nostru merita o pedeapsă aspră, moartea. Dar Domnul a luat totul asupra lui, pentru ca noi să primim neprihănirea. Dragii mei, această neprihănire este cea pe care ne-o dă Dumnezeu. Este asemenea unei datorii achitate. Este asemenea unui bilet de liberă trecere. Neprihănirea pe care o dă Domnul este aceea care ne îngăduie să intrăm în locul preasfânt al lui Dumnezeu, în prezența lui. Prin faptele noastre, niciodată nu am fi putut face un astfel de lucru. Scriptura ne spune că mântuirea este un har, pentru ca să nu se laude nimeni. Dragii mei, nu ne putem lăuda cu nimic atunci când este vorba de neprihănire. Dar ce facem noi cu această jertfă? Preferăm minciunile inamicului, diavolului, care spune că nu ne poate oferi iertare, că nimic nu se poate întâmpla când credem în această jertfă, sau credem în puterea ei și trăim prin puterea ei. Acceptăm noi, credem noi acesta și trăim așa cum spunea Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic